Un lucru pe care l-a spus fratele pastor Adrian mai devreme și de la care aș vrea să pornesc în dimineața aceasta este că există o confuzie la oamenii care resping slobozenia, libertatea care vine în Domnul Iisus Hristos, o confuzie între lucrurile fizice, materiale și cele spirituale. Și ăsta este motivul pentru care pe iudei, sau iudeii, au fost împiedicați să primească libertatea care vine în Hristos. Ei au înțeles libertatea ca fiind o libertate națională, a națiunii. Și în mândria lor națională, au contrazis nu numai pe Domnul Iisus Hristos, au contrazis realitatea. Când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre slobozenie, slobozenie este un cuvânt provenit din limba slavonă și adoptat în limba română. Însă în limba română am acceptat ca termen nu numai slobozenie, ci și termenul provenit din latină libertate. Libertate sau slobozenie, unul și același lucru. Și când Domnul Iisus Hristos le spune, sunteți robi, avea dreptate din toate punctele de vedere. Erau robi, atât ai romanilor, dar erau robi ai păcatului. Însă Domnul Iisus Hristos n-a venit să le bage degetele în ochi și să le spună sunteți robi. Uite, detașamentele de soldați romani care patrulează pe străzi. La un moment dat le spune Domnul Iisus, am multe lucruri de zis despre voi și de osândit în voi. Versetul 26 din Ioan 8. Am multe lucruri de zis despre voi și de osândit în voi. Printre care, faptul că sunteți niște mincinoși. Pentru că ascultați cum răspund ei provocării Domnului Iisus Hristos, care le spune, vreți să fiți liberi? Vreți să fiți slobozi? Trebuie să cunoașteți adevărul. Și ei imediat schimbă căciula. El vorbește despre libertatea spirituală, despre eliberarea de sub puterea păcatului. Și pe urmă, ei i-au răspuns, versetul 33 din Ioan 8. Noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui, cum zici tu, veți fi slobozi. Este ca și când te duce la un om sănătos și îi spune că se vindecă. Se vindecă de ce? Însă replica lor este o minciună flagrantă din toate punctele de vedere. Din punct de vedere spiritual, bineînțeles că Domnul asta viza, robia lor spirituală în păcat. Dar cum puteau să spună că n-au fost niciodată robii nimănui? Vă rog să observați încăpățânarea umană care se răzvrătește împotriva adevărului. Citiți Romani capitolul 1 de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, a nelegiuirii oamenilor care înăbușa adevărul în nelegiuirea lor, de dragul păcatului al nelegiuirii, rescriu istoria. Și spun, noi n-am fost niciodată robi nimănui. Cum adică? N-ați fost robi în Egipt? Cum adică? N-ați fost robi madianicilor? Cum adică? N-ați fost robii filistenilor? Ați uitat de robia babiloneană?
Când ați fost trimiși în exil și acum sunteți acasă. Însă vă stăpânesc romanii. Dragii mei, păcatul este o plagă așa periculoasă, nu numai împotriva conștiinței și a trupului, dar îi face pe oameni să devină disfuncțional mental, iraționali. Am ascultat zilele trecute o pledoarie a unor oameni în favoarea avortului. Am ascultat zilele trecute oameni încercând să scuze pe cei care trec granița ilegal și comit crime odioase. Am ascultat zilele trecute oameni care celebrau stilul de viață homosexual și încercau să-i dea un sens de integrare biblică. Obosești. Te enervezi. Pentru că oamenii aceștia îți insultă inteligența. Și acum, ascultați, Domnul Iisus Hristos, care este Fiul Tatălui, care este Creator, care este Cuvântul întrupat, care este adevărul absolut, care deține secretele istoriei. Adică tot ce nu se vede și nu se știe. Istoria e limitată, depinde cine o scrie. Hristos o cunoaște în amănunt. Și oamenii aceștia au brăznicia datorită iubirilor față de păcat. Să-i spună, noi n-am fost niciodată robi nimănui. Și acum ascultați, Domnul Iisus Hristos rămâne pe subiect. Nu se lasă târât în argumentul lor istoric, așa disfuncțional cum este. Vă repet, putea să le facă o lecție de istorie, pe care o cunoșteau foarte bine, și să-i facă de râs. Revine la partea spirituală și zice, adevărat, adevărat vă spun, versetul 34 din Ioan 8, Ioan 8 cu 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Asta este libertatea pe care el vrea să le aducă. Dragii mei, la vremea respectivă, oamenii doreau să rămână în robia legii și să vă spun de ce. În textele citite mai devreme s-a vorbit în mod repetat despre tăierea împrejurii. Erau aceste ritualuri ale legii pe care oamenii le îndeplineau cu drag. Tăierea împrejur, sabatul, jertfele, luni și zile pe care le țineau. Anumite pelerinaje, anumite sărbători. Cu derogarea că nu-și vor schimba viața. Ei erau fiii lui Avram prin tăierea împrejur, ei erau copiii lui Dumnezeu prin sabat, ei îndeplineau ritualurile și ceremonialele legii și asta le mulțumea și le satisfăcea conștiința,
dar continuau să trăiască în păcat. Că Domnul Iisus Hristos n-a venit să le spună. La ce vă tăieți împrejur? La ce aduceți jertfe? Nu, zice, eu n-am venit să strig legea și proroci, am venit să le împlinesc și le-am împlinit în trupul lui. Problema Domnului Iisus Hristos cu ei era problema trăirii în păcat. Asta e libertatea pe care El voia să le aducă. Și ei se țineau morțiși de legea mozaică cu ritualurile ei, pentru că asta le dădea un paravan în spatele căruia să trăiască în fiecare zi cum vor. Vă spuneam odată la cina Domnului, când venea iudeul cu o jertfă, scopul lui Dumnezeu, de ce credeți că Dumnezeu l-a pus pe iudeu să-și aducă propria jertfă de ispășire pentru păcatele lui, să o aducă și să asiste la junghierea ei, la vărsarea sângelui ei? Pentru că Dumnezeu a vrut să caute acea coardă sensibilă din ființa omului în momentul în care vedea animalul acela nevinovat, nu păcătuise cu nimic, nu făcuse nimic rău. Și era înjunghiat, omorât, îi se vărsa sângele. Nu știu dumneavoastră, mie mi s-ar fi făcut rău. Este imposibil să rămâi insensibil la durerea unei ființe și să mai și știi că e sacrificată în locul tău, că cuțitul ăla trebuia să intre la tine în gât, să-ți verse ție sângele, să fii tu omorât și sfârtecat, să se încheie viața ta acolo, din pricina păcatului. Păi Dumnezeu a așteptat ca ființa omului să fie cutremurată. Și când colo, pentru că inima omului e nespus de înșelătoare, deznădăjduirea, se uita omul și zicea, încă un an de batjocură, încă un an de minciună, încă un an de imoralitate. Încă un an. Ce soluție fantastică a găsit acest Dumnezeu al nostru? Omori un animal și tu continui să trăiești mai departe. Că la anul aduc un alt animal. Și că au făcut asta cu miei, cu porumbei și cu alte animale. E una, fraților. Dar închipuiți-vă că în ziua de astăzi sunt foarte mulți oameni care fac lucrul ăsta cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea foarte scurt, că voi continua de seară, să menționez o libertate înțeleasă greșit. Trei înțelesuri greșite ale acestei libertăți. Mai întâi, iluzia libertății. Adevărata libertate este de a fi robii lui Dumnezeu. Nu există libertate absolută. Tu ai dreptul la o singură decizie. Libertatea ta constă într-o singură decizie. Răspuns la întrebarea, cui vrei să-i fii rob? Nu există libertate absolută. Minciuna diavolului este că ești liber. Dumnezeu nu te păcălește, Dumnezeu îți cere să-i fii rob. Ai fi fiu, al sluji, a fi liber înseamnă accepta că Dumnezeu este stăpânul tău. Dumnezeu și neprihănirea Lui. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman capitolul 6. De la versetul 1. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Că este înțelesul acesta al faptului că, bă, suntem liberi, facem ce vrem. De dimineața până seara. Suntem mai Domnului, dar facem ce vrem. Nu. Nici de cum. Versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?
Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa, și noi să trăim o viață nouă. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Că și ne-a murit de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristos îl învia din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Și acum, versetul 11, tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci, asta e alegerea pe care o faci, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și acum, ce urmează de aici? Să păcătuim, pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva, vedeți, în istorie, erai rob în urma unui război. Erai capturat, erai luat prizonier și cu forța erai făcut rob. În partea spirituală poți fi rob în două feluri. Acceptând de bunăvoie să-i aparții lui Dumnezeu, sau fiind înșelat și păcălit, sau de dragul păcatului, dându-te rob diavolului. Ascultați mai departe. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robe păcatului, ați fost, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Adică ce să faceți și ce să nu mai faceți. Și versetul 18, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, nu mai sunteți robi păcatului, v-ați făcut în mod automat, când a ieșit de sub stăpânirea păcatului, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Neprihănirea stăpânește în voi. Hristos stăpânește în voi. Și acum, versetul 20. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, versetul 22, și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cu alte cuvinte, stimați frați, diavolul oferă iluzia libertății. Hristos oferă adevărata libertate, care înseamnă să nu mai fii rob al diavolului, să nu mai fii rob al păcatului, ci să te faci rob al lui Dumnezeu, rob al neprihănirii de bună voie. Să oferi lui Hristos calitatea de domn și să-ți însușești de bună voie calitatea de rob al neprihănirii a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Iluzia libertății. Asta este o libertate înțeleasă greșit, înțelegând că în fiecare zi eu iau decizii și asta o fac, aia nu o fac, asta o fac așa, mă duc acolo, merg în partea cealaltă. Dragul meu, în momentul în care te duci în locurile pe care Dumnezeu le interzice, crezi că o faci dintr-o libertate. Nu e adevărat. O faci ca rob, pe de altă parte și ca
și copil al lui Dumnezeu, când faci lucrurile lui Dumnezeu, nu îți lua slavă, cinste și glorie, pentru că tu de fapt împlinești voia Domnului tău, care este Hristos, ca să umblați, spune în Efeseni 2:10, în faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, nu există libertate absolută. Există libertatea de a fi rob cuiva. Ori ești rob al diavolului și al păcatului, ori rob al neprihănirii și al Domnului. Să ne ajute Dumnezeu să alegem bine și să fim robei Domnului și să dăm mădularele noastre în stăpânirea neprihănirii. Iluzia libertății. În al doilea rând, irresponsabilitatea libertății. Foarte mulți înțeleg libertatea ca fiind o irresponsabilitate în Hristos, nu o libertate în Hristos. Libertatea în Hristos, care este o robie față de neprihănire, față de poruncile adevărului, vine cu niște obligații. Vreau doar să citesc din 1 Petru, capitolul 2, versetele 15 și 16, căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine. Asta e voia lui Dumnezeu. Cine are voie? Sau voință? Stăpânul. Stăpânul are voință. Făcând ce este bine, s-a stupați gura oamenilor neștiutori și proști. Din păcate, foarte mulți oameni vorbesc de rău, calea lui Dumnezeu o blamează și Domnul îi condamna pe iudei că din cauza comportamentului lor, din cauza păcatelor lor, calea lui Dumnezeu este vorbită de rău. Și acum ascultați versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robei lui Dumnezeu, care împliniți voia lui Dumnezeu, care faceți voia lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate. Libertatea noastră înseamnă să împlinim voia lui Dumnezeu. Libertatea noastră înseamnă să trăim în voia lui Dumnezeu. Libertatea noastră înseamnă să facem ce face un rob care aparține lui Dumnezeu. Vorbim despre irresponsabilitate. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat la slava și puterea lui. Se vorbea mai devreme despre a-l cunoaște pe Fiul și prin asta a-l cunoaște pe Tatăl, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, alegerea între neprihănire și păcat. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, adică irresponsabili în ce privește deplina cunoștință. Iarăși, să-L cunoaștem pe Domnul și să-L cunoaștem pe Tatăl. Deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, că nu s-a făcut rob al neprihănirii și al lui Dumnezeu, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat sau eliberat sau slobozit de vechile lui păcate. Iată, dar libertatea înțeleasă greșit, iluzia libertății, responsabilitatea libertății și, în fine, în ultimul rând, foarte scurt, indiferența libertății. Există o tendință toxică a oamenilor, arogantă, de a fi indiferenți, pentru că ei sunt liberi, tratează totul în jurul lor și pe cei din jurul lor cu indiferență. Ba chiar, aș putea să spun, cu superioritate și cu dispreț. Auziți ce spune la 1 Corinteni, capitolul 8.
Versetul 9. Luați seama însă, ca nu cumva această slobozenie, această libertate a voastră, să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Când tu te porți ca un om liber, trebuie să ai grijă că în jurul tău, în contextul comunitar sau social, sunt oameni pentru care poți deveni o pricină de poticnire, cărora le poți răni conștiința și care te pot răni înapoi, dacă chiar vor. De exemplu, dacă cineva se duce misionar în Afganistan și acolo există o lege a portului, tu vrei să le slujești și să evangelizezi? Sunt trei conștiințe. Conștiința socială, conștiința comunitară și conștiința personală. Astea sunt cele trei conștiințe. La care ne raportăm? La cea mai îngustă dintre ele. La cea mai îngustă dintre ele. Călătoresc foarte mult și vizitez multe biserici. Prima întrebare pe care o pun când ajung într-un loc, fără niciun fel de tentă de superioritate, fără să mă pufăiesc și să spun noi suntem liberi, pe noi chestiile astea nu ne potignesc, îi întreb, se poartă la voi cravată sau nu se poartă? Și dacă nu se poartă, nu port. Se poartă ceas la voi sau nu se poartă? Și dacă nu se poartă, nu port. Pentru că nu mă duc acolo să le flutur ceasul. Și nu mă duc acolo să mă laud cu cravata. Mă duc acolo să predic Evanghelia. Și dau la o parte orice piedică, orice pricină de potignire din calea Evangheliei pe care o predic. Mă raportez la conștiința cea mai îngustă. Dacă te duci într-o comunitate cu vederi mai largi, dar încredințarea ta este mai îngustă, îți respecti încredințarea ta. Dacă te duci într-o comunitate mai îngustă și tu ai vederi mai largi, dacă vrei să faci parte din comunitatea aia, respectă conștiința acelei comunități. Dacă te duci într-o țară cu vederi mai înguste, ca să poți predica Evanghelia și să poți fi lumină, te raportezi la cea mai îngustă dintre ele. Nu ești indiferent față de faptul că oamenii într-un anumit loc nu mănâncă un anumit fel de mâncare. Te duci în Israel și spui, unde pot să găsesc o friptură de porc? Ha? Predică-le după aia Evanghelie. Dragii mei, libertatea noastră greșit înțeleasă ne poate face să credem că avem iluzia unei libertăți absolute. Viața noastră, noi nu avem capacitatea de a gestiona propria noastră viață. Ea va fi luată în stăpânire ori de Domnul, ori de diavolul. Să creadă omul că are libertate absolută. Cu libertatea absolută se va duce robul diavolului, drept acolo unde se duce diavolul. E responsabilitatea libertății. Dacă sunt liber, trăiesc oricum. Și ce nu faceți din slobozenie o haină a răutății și nu fiți nici leneși, nici neroditori și apoi țineți cont de cugetul altuia și nu fiți o pricină de potignire pentru alții. Haideți să ne ridicăm în picioare, să spunem Domnului, Doamne, îți mulțumesc că m-ai eliberat. Și cea mai mare libertate, cea mai frumoasă formă de libertate e să fii robul Domnului Iisus Hristos. Pavel așa s-a prezentat și așa s-a lăudat de câte ori le-a scris fraților. Pavel, rob al lui Hristos. Și robei lui Hristos, mă rog să ne ajute Domnul să fim, ne rugăm cu toții.